Vali, mulțumesc. Unde, când și cum vor lovi americanii după atacul cu drona asupra unei baze a Statelor Unite din Iordania, soldat cu moartea a 3 soldați americani și rănirea altor 40. Președintele Joe Biden a promis că va răspunde acestui atac, doar că situația din Orientul Mijlociu este atât de inflamată încât orice ripostă poate duce la o escaladare necontrolată. Surse din jurul Casei Albe vorbesc despre atacarea grupărilor pro-iraniene din Siria, dar și de eventuale atacuri cibernetice asupra unor ținte din interiorul Iranului. Despre acest subiect discutăm în continuare cu invitatul meu, domnul profesor Adrian Cioreanu, fost ministru de externe. Domnule profesor, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc, bună ziua. Toată lumea se întreabă cum va răspunde Casa Albă, cum vor răspunde Statele Unite acestui atac, pentru că au promis răzbunare. Acum această răzbunare ar putea să inflameze și mai mult situația din Orientul Mijlociu? Există riscul, Anthony Blinken declara ieri seară că situația acum în Orientul Mijlociu, din păcate, este ceva mai tensionată chiar decât în anul 1973, când a fost una dintre marile crize din relația dintre Israel și statele din jur. Uitați-vă numai la frenezia și, cum să spun, insistența cu care zboară rachetele și dronele dinspre Iran spre Pakistan, dinspre Pakistan spre Iran, dinspre Iran spre Siria, dinspre Iran spre Irak. Acum a fost lovită o bază militară, turnul 22 era numele său codat, din nord-estul Iordaniei. În nord-estul Iordaniei, aproape de granița cu Siria, dar probabil că cei care se află în spatele grupării Hezbollah, care a aruncat racheta sau drona, este tot Iranul. Iranul neagă, americanii au informații probabil că această grupare, această aripă a Hezbollahului este sprijinită de Iran, drona este iraniană, seamănă cu cele pe care Iranul le dă Rusiei pentru a lovi Ucraina și cu siguranță Statele Unite vor lovi, dar nu vor lovi în așa măsură încât să, cum să spun, ca un atac la adresa Iranului. Foarte posibil vor lovi baze ale acestor miliții, americanii le cunosc foarte bine, dacă nu vor face schimb de informații cu izraelienii și cu siguranță va urma o lovitură, dar pe care Iranul să nu poată percepe ca fiind o lovitură pe teritoriul său. Da, dar pe de altă parte ne putem aștepta ca Iranul sau, mă rog, aceste miliții să facă astfel de mișcări în continuare, adică să vâneze astfel de baze, adică e foarte simplu ce au făcut, scenariul pe care au mers, să urmărească o dronă către o bază și să atace într-un punct clar, foarte precis. Să știți că, încă o dată, dronele zboară de ani de zile acolo, până acum câțiva ani începuse Arabia Saudită. Arabia Saudită îi lovea cu drone pe acei rebeli Houthi. Da. Ei, rebelii Houthi, între timp, au apelat și ei la sprijinul iranian, au făcut și ei rost de rachete și de drone, cu care acum lovesc, ce să vezi, lovesc vasele din Marea Roșie. Deci este o escaladare continuă, numai că pe fondul acesta al unor săbii care n-au cum să încapă în aceeași teacă, din păcate, nu va ceda niciunul. Și în ultimă instanță va fi o probă de tehnologie și de reziliență. Deocamdată, evident, că americanii, tehnologic și din punctul de vedere al rezilienței, izraelienii stau încă destul de bine, dar Iranul va continua, câtă vreme va fi încolțit, va continua să alimenteze aceste miliții prin care lovește, de fapt, în interesele americane și în interesele Israelului. Sunt, cum să spun, sunt partenerii lor, Iranul nu-și murdărește mâinile, dar alimentează pe aceste grupări, unele șiite, altele islamice de diverse culori, dar majoritatea, spuneam, susținute de Iran, din păcate. Vedeți cumva posibilă o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu? Și vorbeam chiar că și astăzi și ieri cu Alin Borcea despre cum ar putea să fie Europa mult mai expusă, de fapt. Și ne uităm foarte atent spre Rusia, dar nu-mi dau seama dacă nu cumva omitem să ne uităm și mai atent spre Orientul Mijlociu. Da, e adevărat, există, cum să spun, există două fațete ale acestui răspuns. Pe de o parte, eu aș spune că dacă ar fi fost să se inflameze, se inflama până acum. Ia gândiți-vă ce am văzut noi, ce am văzut în Turcia, ce am văzut în alte state musulmane sau ce am văzut în unele state arabe. Am văzut mari manifestații de stradă, steaguri arse, dar cam atât.
Deocamdată, cei care continuă să lovească sunt Iranul prin interpuși, nici măcar Iranul direct, ci prin interpuși de la Hezbollah, la Hamas, până la rebelii Houthi din Yemen. Deci aș spune că din acest punct de vedere n-am văzut semnele unei scaladări. În schimb, de acest lucru ar putea profita Israelul ca să răfuiască puțin cu Hezbollahul. Asta este la granița dintre Israel și Liban. Îi mănâncă mâna pe israelien să dea o lovitură Hezbollahului. Hezbollahul oricum lovește aproape zilnic, trimite rachete către Israel. Israelul până acum a calculat toate mișcările, dar să știți că în egală măsură, la un moment dat, s-ar putea ca la rândul să lovească Hezbollahul doar în momentul în care vor fi și ei convinși că nu există pericolul unei escaladări dincolo de acest Hezbollah, în spatele căruia oricum se știe cine e. Dar una peste alta, vestea acestor soldați americani morți pică foarte prost, pentru că încă o dată Anthony Blinken venise în zonă, se întâlnise la Paris cu tot felul de catarezi, egipteni și încerca să mai medieze un schimb de prizonieri în schimbul unui armistițiu temporar, dar uite că aceste morți, care probabil au fost calculate, sunt, cum să spun, menite să întrerupă acest proces, pentru că, din păcate, în zonă sunt forțe interesate să nu se ajungă la un armistițiu acolo și, iarăși, încă o dată spun, din păcate, una dintre aceste forțe este Iranul. Mulțumesc, domnule profesor! O zi bună!